Salut, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Ark Eternal Mod. Suntem pe serverul meu, aveți serverul deschis dacă vreți să intrați. Bă, nu știu cum să vă zic, de episodul de ieri ați văzut că am pus pe comunitate, o reușit să facă 500 de vizionări până acum, dar vreau să zic că în 14 ore au ajuns la 450, ceea ce va e genul, deci foarte rapid pentru canal, zic eu, destul de rapid, a ajuns foarte rapid. Faza e că voi nu prea dați like. Așa că dacă vreți să continuăm seria de Ark Eternal Mod, apăsați sus butonul de like. Dacă nu se apasă like, deci dacă nu facem episodul de astăzi, ce-l vedeți astăzi, 100 de like-uri, mâine nu mai apare episod. Și mâine vreau să apare episod ca lumea, mâine o să apare episod foarte șmecher pe lângă ăsta. Sper eu și sper să vă și placă. Bun. Adică mâine, episodul de mâine o să fie cu event. Astăzi, la 4-3 așa, o să am un event pe server, o să fac eu eventul. Cu premii, cum ar fi locul 1, o să iau un Celestial Rex, am zis eu, că e ce mai bine, un Celestial Rex. Și o să iau, nu știu dacă știți, la mine pe server am o să fie puțin mai greu de făcut. Engramul de tech nu le avem deblocate, nu are nimeni deblocate, așa câteva poate, uite, tech bow, cum am eu și așa, dar foarte puține. Deci, vedeți, nu prea îți deblocate deloc. Asta e că eu cred că pot să cătuși acum în inventar, nu? Da, nu pot, bun. Și m-am gândit să vă dau chestia asta, engram, nu, așa, fiți, unlocker, am uitat, unlocker, cred că le mai am pe server. Na, pe scurt, o să dau tech engram astăzi, apare, nu știu de ce nu găsesc unlocker-ul ăla, dar 100.000 o să-l dau, adică o să-i dau oricum, orice fi, o să-i dau tech engramele, plus o să dau și pe locul 3, e un animal la mine pe server, nu ca Dodo, are cele mai multe voturi să se scoată, știți? Foarte multe, are, cred că 19 voturi să se scoată sau 20 pe acolo. Și toată lumea se plânge de el că-i bubuie, că-i omoară, că nu știu ce. Nu ca Dodo, e un Dodo terorist, Dodo care se aruncă în aer. Vine Dodo aici și se aruncă în aer, știți? Și ăla o să fie premium pentru locul 3, un Dodo de ăla care se aruncă în aer. Bun. Vreau să vă arăt ce am făcut. Am jucat puțin, nu foarte mult, am jucat așa vreo o oră jumate offline. Și am primit... Avem niște băieți care joacă mult pe server și se evoluați. Am primit chestiile astea de la ei și vreau să mai îndea, dar am zis să nu mai îndea, că vreau să mă joc și eu și așa. Am primit de la Beatul Nicu chestiile astea 3, care m-au ajutat să farmez. Am farmat aici, uitați-vă aici. Deci asta am farmat ieri și mai avem încă. Se sprijească. Am mai farmat cement, fiber. Am farmat aici rar, flowers, chestii de genul, uitați-vă aici, vedeți? Deci avem o grămadă de chestii. Pentru că astăzi o să ne facem greenhouse-ul. Greenhouse-ul care o să fie tras înăuntru cu apa de aici sau fie la apă. Cam așa arată wall-ul. Voi nu l-ați văzut, n-am vrut să vă arăt pe videoclip, că n-am mai avut chestia să filmesc, era deja 2 ore clipul. N-am cine știe ce gloanțe pe el. Pot să-mi fac gloanțe, dar nu prea am. Vedeți, 250 în fiecare și în alea am vreo 300, în alea de sus 360. Deci nu sunt prea multe gloanțe și aici e un mic spam, să nu poți să intri cu Deino-ul, dar poți să intri cu Ptera-ul de sus. Faza că da, aia nu știu cum mă pot ocupa, dar cred că o să dea direct de damage-ul mare pe player dacă vine cu Ptera-ul. Așa că, da, m-am ocupat și de damage-ul de atulete, era pe 100, adică avea în animale să dea 100 damage. 100 mă refer, cum se numește? Deci normal... Turetele în animale dau, așa pe server normal, dau, au acolo, cred că 3 puncte sau 4, să dea acolo așa, damage-ul la lor normal. Și eu de la 100 am pus la 200 chestia asta, adică să dea dublu, pentru că nu prea dădea damage. Am pus acolo astea fiecare să dea și acum am și testat un animal cu 220 de miliarde de viață, cred că, ceva e genul miliarde? Sau trilioane, ceva genul, milioane sau trilioane, deci foarte mult aș fi. 5 turete foton în 2 minute, nu, în 3 minute l-au omorât. Mie mi se pare suficient cu... Bine, față de că fotonul, v-a spus, fotonul dă damage pe HP. Adică dacă eu am HP-ul ăsta, el îmi dă 5% din el sau ceva de genul. Deci, nu, mai schimbat o leacă, dar e bine. Bun, astăzi o să facem așa. Știți că în episodul trecut am, nu, aici am, știți că am murit înainte, dar pe contează, știți că am făcut astea două. Astea două o să le facem astăzi, o să facem Wyvern-ul ăsta și o să le facem și pe ăsta. Să vedem cât de OP-i și o să le facem cu Rex-ul. Știți că mi-aveam și un Teratronodon, am murit cu el. Nu, că ești prost, n-am ce să fac.
Asta este, se mai întâmplă. Uite, hai să luăm și chestiile astea, haidu. Am aici o grămadă de chestii ce mai trebuie să le iau, dar nu prea le iau mereu. Ar trebui să le iau foarte des, dar nu, asta este. Și astăzi o să vreau să facem ăla. Unde-i? Aici, anul ăsta. Astăzi o să vreau să facem Cold Portal-ul ăsta. Pentru că cu asta vreau să începem. O să vreau să vi-l arăt, să vedeți cum arată. You must stay in this game, nu e mai normal. Deci, o să dăm cu... Cum se numește? Cu Rex-ul în el. Că n-am, nu prea am ăsta. Trancuri. Și cel mai bun cred că e Rex-ul. La trancuri vreau să vă spun că nu aveți Origin Bullet. Aveți Trank Primal Metal Hero. Pentru că Origin Bullet-ul și Fab-ul erau prea OP. Mă refer modul chiar OP. Veneam la raid, să-l mergă cineva la raid și îi dătea one hit. Adică îl adormea pe scurt animalul și până se trebuie să adormea mult îți trebuia... No, pe scurt era nasol, știți? Așa că cu Metal Hero e puțin mai greu să-l nimerești. Totul nimești ușor, dar e puțin mai greu. Și hai să-i dăm drumul. O să-l temu, o să-l temuiesc undeva pe aici. Sper să nu mă omoare. Dar nu cred că are cum să mă omoare. O să-l temuiesc, uitați-vă aici, îl spawnez. M-a stat să mă arunc Rex-ul. Așa. Și acum să-l spawnăm pe ăsta. L-am pus mai departe, perfect. Hai să vedem cât portal să-i dau. 280.000. Cred că-l fac destul de rapid. Dar să dau în astea. Să nu dau un el de deci. Ai, nu mai trebuie să dau un el. Hai să vedem dacă doarme, că aparent am dat o grămadă. Ai poți să dau un click. Nu. Gata, că dau damage. Bun, hai să-i ducem în spate. Și să omorâm ciorile astea. Bun, el ce mâncă? Vai, nu pot să-l fac. Hai, mâncă special kibble ăsta. Vai, no, l-a dus. Eu n-am kibble-ul ăsta, veți. Bă, dar se mai spawnează mulți de ăștia. Cred că trebuie să-l omorâm până la urmă și să facem altă dată. Aparent ăsta nu putem să-l facem, că cere special kibble. Deci eu n-am special kibble. No, groaznic. Bă, și am mulți să vi-l arăt pe ăsta. Vă știți cât de fain era, uitați-vă la el. Cum doarme, cum îi face ochiul și ce căciul are și ce tudori. Bun, asta este, nu stați că mă duc să-mi iau pickaxe-ul ăla bun. Adică, da, mă duc să-mi iau pickaxe-ul bun, dar și pe mare, uitați să-l omorâm. Dă să-i dăm omorul. Una, două, trei. Mă duc să-mi iau pickaxe-ul, știți, ca să iau resursele de pe el. Asta este, nu. N-am keyboard-urile, bine, atunci o să începem cu greenhouse-ul. Cât de azi, cum să spune, 5 minute, are ceva, are nimic. Bun, o să facem greenhouse-ul, o să începem cu greenhouse-ul, să facem greenhouse-ul neapărat. Că nu putem fără el. Și o să-l fac, aici v-am spus, aici o să vreau să fac un tower. Dar o să văd când o să facem și tower-ul. Trebuie să-l facem cândva. A, da, cred că o să facem un live curând. Că, no, am vrut eu să facem un live, că am văzut că sunt funcționerea și, no, îmi convine și mie că să fac vizionări la clipuri și așa. Mai ales că se uită lumea și le place contentul. Bun, o să vreau să facem un live cândva. Dar acum când să facem live-ul n-am idee. Încă mă gândesc. Aș putea să-l fac sâmbătă, aș putea să-l fac mâine, aș putea să-l fac poi mâine. Deci în orice zi aș putea face numai, dar numai seara. Pe la 7, la vreun 8-9 pe acolo. Numai seara pot să fac live-urile astea. Deoarece ziua... Se moare de cald, băieți, vă spun eu, mor de cald, nu îmi place și așa mă duc mai pe afară, stau în piscină ceva. Și da, iar, bun, îmi fac și chestia ce trebuie. Mă dau și sulfur, mamă, chiar îmi trebuia sulfur, bun. Și acum, frumos, ne punem și o să ne facem un greenhouse, neapărat. Și trebuie să facem și toaleta. Mergem acum să ne ocupăm de toate chestiile astea în bază. Pentru că, nu, dacă vreți să evoluăm, trebuie să evoluăm cu speed-uri. Așa că o să începem frumos. De aici mergem să băgăm tot ce am luat în ăsta. Uite așa. Oilul ăla ar trebui să-l iau la mine, zic eu. Dă că-l bag aici câteva. Lăsăm acolo așa. Restul să băgăm aici. Uite așa. Hai să vă arăt să vedeți că am farmat și gunpowder. Nu știu dacă e așa. Adică nu am farmat așa mult, dar e acolo. Aici mai trebuie să bag niște charcoal ca să meargă. Da, pare nu mai am charcoal. Bun. Hai să băgăm niște wood la făcut între timp. Ia, luăm wood. Uite, băgăm 17.000 și mai băgăm de aici 20.000. Perfect. Ceva de genul. O să meargă. Chestia asta e aici mai mult automat. Orice aici am făcut și electronice să mai avem, dar... Pas de că... Nu mai am metal aici. Să băgăm niște metal, să se facă mai multe electronice. Nu, electronicele se urmează destul de...
greu. A, da, am să vă zic că am făcut și crafting mai rapid. Haideți să vă arăt, să vedeți aici. Mergem aici și scriem, uite, polimerul ăsta. Vedeți? Se face mult mai rapid acum. Așa am făcut. Am făcut la server și se trebuie să se facă mai rapid. Bun, hai să începem cu cu greenhouse-ul. Și greenhouse-ul se facă în seed bench aici. Cropurile, mă refer. Și seed-urile și toate alea ce ne trebuie. O să începem cu seed-ul ăsta. Și din câte vine se întrebă chestia asta. Și durează până crește. Da, asta este la veniale. Și trebuie să începem și cu ăsta. Și ca să facem ăla, ne trebuie de astea verzi. Pai, și de unde găsim noi de alea verzi, întrebarea. Ia, am oare să fac? N-am. Trebuie să caut Magic Crystal Elemental. Bun, o să mă pun să văd de unde se face și revin când găsesc. E prostul, băiatul, am uitat, mă. Deci eu am vrut să omor toate animalele posibile și imposibile din joc. Să-mi fac Magic Crystal Elemental. Dar ăla se face dacă pun cropuri, bă. Bă, cât de prostul, bă. Bă, am și uitat de chestia asta. Deci trebuie să facem cropuri normale. Adică astea, cred că. Sau? Nu, hai să facem de astea, că cred că sunt mai bune. Facem două de astea. Că după o să le evoluăm, știți? Și tot așa. Și așa că mergem să le punem. O să le punem aici. Sau? Stai să văd, scuze de ceva. Puteți să tragem simbile direct aici la noi în bază? Pipe. A, uite de aici, perfect. Să fac unul de ăsta. Și unul de... de care? De ăsta în sus sau... Facem unul de ăsta în sus și facem și unul de ăsta. Hai. Perfect. Și acum să vedem, deci nu le putem pune, trebuie să le punem la apă, bine. O să le pun atunci aici afară la apă. Că nu o să mă pun să-mi trag. Dar o să le pun undeva unde să nu mă încurci așa mult. Uite aici sub pod, oare? Sau? Uite așa. Ceva de genul ăsta. Ridicăm cu una. Punem apa. Și aici sub vine astea două. Pac. Și pac. Bun, acum asta se fac apă. Trebuie să mergem să luăm și seed-urile. Nu știu dacă le-am făcut, cred că le-am făcut. Trebuie să le luăm și pe alea. Și să începem frumos să ne facem chestiile astea, să evoluăm și noi, doamna, am spus, să evoluăm. Băieții deja au și tech și chestii de genul, unii au bătut bow și au tech, chestii de genul, deja sunt bazați. Dar asta trebuie să fac. Două de-astea, perfect. Și aici am mai făcut și eu niște fer, dar nu așa mult, dar am făcut să avem. L-am pus la făcut că, nu, aveam de-astea de la Rex multe. Și am zis, ceva, da, să le pun, la ce dracu și nu le pun. Am, în loc să fac toate așa bine, că o să facem toaletă după. Dar acum descurcăm cu astea, una, două, trei. Una, două, trei și mai punem una în asta. Bun, hai să punem seed-ul. Să punem seed-ul și în ăsta. Și acum o să trebuiască să așteptăm, bine, durează ceva până crește, nu să crească așa instant. Uitați, le vedeți acolo, astea îs. Așa că noi o să, uite, Magic Crystal Elemental, fix ăsta e bun. Așa că noi acum ar trebui să mergem să facem ceva. Și cred că o să încep frumos cu baza. Adică să o evoluăm puțin. Să pun în loc, adică în loc de asta să le pun de stone, nu cine știe ce. Și să facem și niște gloante, da. Ape. Facem gloanțe neapărat. Pot să fac de astea, da, stai că întrebă prima dată, întrebă de alea simple. Unde sunt astea, așa. Punem la făcut gloanțe. Și... niște fotonuri mi-ar trebui. Gloanțe de foton. Așa, hai să punem 15. Putem să facem 15? Nu putem. Nu mai avem angler gel, din păcate. Asta este, nu. N-avem ce să facem. O să scrie să farmăm. Dar înainte să mergem să farmăm, aș vrea să temuiesc niște animale mai bine decât să tot farmez. Că am farmat destul episodul trecut și am farmat și eu ăsta. Out of camera. Și m-am și ocupat puțin de bază. Cred că o să mă ocup iar de bază out of camera și o să mergem să facem acolo niște animale. Numai față de că ca să facem animale multe, ne-ar trebui de ăsta. Bine, las, găsim acum animale și mergem să le facem. Numai stai să văd ce pot să-mi iau, ce trancuri mi-aș putea lua. Tran... am ceva trancuri bune pe aici? Dar de asta nu pot să le fac pe toate. Aici oare ceva trancuri mai bune? Da, aici până ajungem noi durează mult și vine. Astea, dartul ăsta, da, să nu le putem face. Bine, o să ne ocupăm cu Rex-ul, nu, n-avem de ales. Bun, e și Rex-ul. Trebuie să fac chiar niște soul-uri de astea. Una.
O să mă duc corect și o să caut chestii, animale și așa. Bun, revin când găsesc ceva așa mai interesant de făcut decât nimica și când găsesc ceva o să dau. Bă, așa animal, n-am mai pomenit ca animalul ăsta. Deci ea a murit chiar, nu era să mă rog, să zic că era să mă rog, a murit și mi-a să mă bat odată, trebuie să-l lași pe omul meu. Bă, animalul ăsta e prea OP, mă. Bă, cum dracu reușește să mă omoare de pe Pteranodon? Trebuie să-l lași pe o luptera să dracu. Deci eu așa n-am mai pomenit de când mă joc eu jocul ăsta. Să-mi dea mie... Uai, uite, iară de ăsta. Ar trebui să-l omor. Ar trebui să-l omor ca să facem... Când avem special keeper. Da, 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 hai să-l omorăm rapid. Stai să aruncă ăsta și să-l omorăm rapid. Așa. Hai da. Hai rapid să-l omorâm. Că nu prea are mult HP. Dar cred că tot să-l dau cu data. Bă, m-a omorât iară, bă. Uitați-vă, băi, știți cu animalele astea, că-s prea OP. Că-s prea OP, mă omoară de pe animalul, aia mă enervează. O să-mi trebuiască armură, neapărat. Dar o să fac eu, cred că, rost de armură. Bine, nu, nu pot, cred că, orice armură, dar nu. Cred că tot îmi dă insta, când, și dacă aș face cea mai bună armură. Nu, bine, revin, când ajung acolo. Așa, am ajuns și văd că Rex-ul meu încă se bate. Cred că se bate, nu? Nu se bate, că e retardat. Dă-i în el. Să-l bată Rex-ul rapid, mă duc eu rapid pe ăsta, pe Tera. Am înțeles că aici au fost niște plângeri în partea asta. Hai să vedem, stai să-mi iau corpul. Rapid, să vedem să-mi iau corpul. Aruncăm ăsta. Uite și pe mai are. Puțin nu mai are așa mult, dar Rex-ul meu? Rex-ul meu n-are cum să moară, da, fix ce-am zis. Bun, hai să luăm și chestiile astea, să vedem ce am la carne. Bun, cât mai are până moare ăla? 150.000. Zic că-i dau și eu încă. Așa. E faină că te poți băga în apă cu Pteranodonii ăștia de la Eternal. Vedeți? Puteam să mergem prin apă cu ei, aia e faină. Cred că și mor deja, nu? Mamă, dar vă știți cum ținea sus să aude. Că de da, gata, l-am omorât. Perfect, și-am luat și coiul de portalul ăsta. Perfect. Bun, haideți să luăm în Cryo. Da, să dăm pasiv și hai după mine. Și cred că aici am fost, au fost niște plângeri la băiatul ăsta. Aici e o baza unui băiat lângă mine. Uite, la băiatul ăsta, vedeți, eu spanau cineva chestii de astea pe aici. Mamă, dar ce lagăm pe aici. Eu spanau foarte multe chestii de astea și cred că ar trebui să le distrug, dar... Se distruge el, că nu-i cine știe ce. Și le poate distruge, nu-i... Nu? No? Da, e două rachete în fiecare și se spară, da, n-are rost să le sparg eu. Bun. Da, să venim să ne luăm Rex-ul. Unde e Rex-ul? Ah, acolo e Rex-ul, bun. Să-mi iau Rex-ul și să mă duc să caut un animal ca lumea, așa că revin după ce găsesc ceva ca lumea. Așa, am revenit și vreau să vă zic că am găsit niște grifoni. Deci n-am făcut grifon de mult, aș vrea un grifon să nu mai duc o terenul domnul ăsta. Poate că îmi trebuie narcouri pentru grifon. Narcouri, sulița aia de narco, pentru că n-am cum, așa, perfect mutat. Și cred că îmi trebuie și niște fiber, așa, niște wood și teci, perfect. Și hai să vedem, putem să facem spear. Na, îmi trebuie de-astea. De care îmi trebuie? Eternal și Eternal. Îmi trebuie flint. Bine, stați că rapid că faci niște rost de flint, nu-i problemă. Unde e pickaxe-ul ăla? Așa. Am uitat să-mi iau chestiile alea, dar nu vreau să-mi le iau, când vreau să-mi destul de importante și eu le pierd, că eu sunt proști și mor. Bun, spear, facem rapid niște de-astea, una, două, trei, patru, ne ajung atâtea. Și acum să le punem pe unul și să mergem să-l facem pe ăla. Faza faină e că putem da de pe Pteranodon, știți, uite, vezi? Și dăm așa, a, nu pot da de pe Pteranodon, ok. Pai, păi șanse mari să mor. La ăsta îi dau one hit cu spirul, 100.000, dar nu, ăsta, nu pentru ăsta am venit eu. Mamă, ăsta sparge și pietre pe aici. Mi dau one hit. Unde? Ah, două hituri trebuie să-i dau aparent, gata, a dormit ăla. Ăla 100.000 a dormit, dar pe ăsta... Pe ăsta cu 23.000 aș pe nu știu cum putem să-l facem. Și pterau meu îi dă și one hit. Hai, nasol. Să vedem cât damage dă prima dată. Știu cum putem. Să facem bola. Bola aia în arco. Uite, perfect. Cu asta putem. Dar nu știu dacă poți lua de aici. Ma, bine că ne-am datit. Bun, stai să coborâm.
Să-i dăm bola. Mamă, stai că îmi dă mult damage. Unde-i? Bun, i-am dat bola, perfect. Mi s-a blocat jocul. Așa, și-a revenit. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Îi crește? 9, 10. Sper să nu-l omoră. Nu l-am omorât, perfect, gata. Bun, m-am făcut și grifon, cred că, nu cred, sigur. Dați să-l luăm aici la fin niște carne. Uite, luăm niște carne de-asta simplă și plecăm cu grifonul de acum. Numai bine, că am cu ce să zbor mai rapid acum. Că pe randu-o să mergi destul de încet. Când ai car, a, grifon, cred că o să mai găsiți aici prin zonă. Așa curând. Bă, că acolo e ceva... ce e ăla? Hickory. A, am dat pe lângă. Hai să-l omorâm. Ma, am dat pe lângă. Hai, mă. Așa. Mă, dat ceva bun? Am dat suicide board. E bun. Păi ce-mi trebuia. Dar avem armura asta. Hai să o punem pe noi, așa. Poate ne mai... opa, am greșit aia. Aia nu trebuia. Asta trebuie să iau în inventar să o bag. Mai trebuie niște mânuși. Nu știu dacă am mânuși. Am de fur numai mânușile. Nu? Uite, asta e ce este mai bun. Da, asta este, punem de fur. Bun, sper să nu mor de cald. Care e mai bun asta? Asta e useless, bun. Dă să punem astea. Să nu spuneți pe ăsta. E ceva de armura asta. E așa, cine, nu-i cine, nu-i cea mai bună, dar îi. Acolo. Față de că v-am spus că e armura mai bune decât astea. Cu astea ar trebui să-l omor. Că nu prea ne trebuie. Grifonul ăsta e mai important acum de făcut. Și hai să luăm ce e important din ăsta, că îl băgăm în soul, știți? Și plecăm de aici. Ce e mai important? Ăsta e așa mai important. Glanțele astea ar fi importante, nu știu, le iau așa la mișto, poate bune. Astea seară bune. Ceva, uite, Dino Blood, asta. Mythical Stone, asta putem pune pe, asta putem pune pe, cum se numește? Pe grifon. Bun, altceva nu mai întreabă de aici, nu? Nu, nu mai întreabă, bun. Hai să-i dăm Cryo și să plecăm cu ăsta, cum se trezește. Fac bine aici. Mă, s-a făcut rușul, ați văzut s-a făcut rușul. Nu știu de ce. Bun, revin când se trezește ăsta. Am făcut și grifonul, i-am făcut și level și tase, tot ce trebuie. Nu știu de ce mi-e băguit acum. I-am pus tot ce-mi trebuie, puncte și asta e, de asta mi-e băguit, ok. Faza e că trebuie să îi dăm Cryo și să facem o leacă de HP, că e cam low. Și să te punem și piatra asta. Așa. Bun, o să lăsa afară, ce să-l bag în casă. Lăsăm afară și facem acum niște healing store-uri alea din beriuri și ajunge. Hai să aruncăm astea două animale ce le avem. Punem unul aici și pe ăsta la alt aici. Așa. Și hai să ne aruncăm, aici să aruncăm, să punem aici ce le avem. Să le punem aici. Uite așa. Punem tot în afară de soul-uri. Solele ar trebui. Și am văzut healing aici cumva, 30, perfect. Bun, hai să mergem acum să facem HP-ul. Și, bă, rex-ul mi-ar trebui. Da, da, rex-ul mi-l trebuie. În caz de găsim un animal mai mare, se face mai greu. Nu ar trebui, așa că hai să luăm. Și mergem să căutăm mai ceva animal. Mă pun să fac HP-ul, vrem să vedem plantele mai crescut ceva din el sau mai greuți cu ele. Hai să vedem aici unde-i. Da. Mai greu cu ele, nu prea. Nu prea crezi, dar o să crească ele la un moment dat, sută mie. Bine, că nici nu vreau să măresc asta de crafting, v-am spus, vreau să plantele, mă refer, să crească mai greu și așa, nu vreau să crească tot rapid și să termine totul rapid. Astăzi, oricum, să știți, astăzi e ultima zi cu protecție. De astăzi nu o să mai avem protecție pe server, adică de offline, deci de astăzi trebuie să faceți bazele ca lumea. Și poate o să bag offline damage-ul ăla, dacă văd iară mulți player care intră și vor să joace și nu, să nu fie la început, o băgăm iară când e offline să nu-și primească raid, numai când e online. Așa că mă duc să-mi caut acum alt animal, cred că are 100.000 HP, nu? Atât ar trebui să aibă, nu? Da, 10 milioane de HP, bun, e perfect. E cel mai bun grifon, dar nici nu mai rău nu-i. Așa că merg să caut acum animal și revin când găsesc ceva mai ca lumea. Am găsit un Peonix sau cum se numește ăsta, care văd că mă și atacă aparent. O să-i dăm bola. Uai, nu pot să dau bola așa. Bine, trebuie să coborâm. Și să-i dăm bola în timp ce vine spre noi, numai trebuie să-mi găsesc o poziție mai bună. Și să am grijă să nu dea hit în mine. Trebuie să mă urc aici pe munte.
I-am dat bolă. Bun, hai rapid. Rapid. Mamă, dar n-am cum să-l adorm pe ăsta. Oi. Nu pot să-l adorm pe ăsta. Îmi trebuie Rex-ul ca să-l adorm. Cât mai am? 14 secunde. Da, stai să dau cu Rex-ul în el. Hai. Mai dat. Pasiv. Stai pe pasiv. Nu știu dacă o să adormă. Îi mai dau așa o clic dreapta, două. Să nu mă moare Rex-ul, aia e faza. Deși nu cred că are cum să mă moare. Hai, vină așa. Îi mai dau. I-am dat torpor. Peste un hit. Îl omor dacă îi dau prea multe hituri. Ar trebui să-i dau iară bola. Nu, am mușcat iar din greșeală. Bă, moare Rex-ul, acum văd. Vai, fugi, că moare Rex-ul mie. Îmi trebuie healing de alea. Le am? Nu le am în inventar. Vai! Dă-i și fugi acum. Cum o duce? Adoarme? Nu adoarme. Îs în ăsta healing-urile alea. Groaznic. Îmi moare Rex-ul căcatul de animal. Trebuie să-i dau bola cumva, iară. Stați să mă duc mai într-o parte. Să omor și traicul ăsta, să nu mă urmărea. Da, n-am omorât, bine. Am omorât altceva. Rapid. Bola. Ai, nu mai vine după mine. Ce să mă duc după el, să-l aduc după mine. Uite, ăsta e nuc dodo ăla. Noi care am sunt. La nimeni îi place de dodo ăsta. Mamă, ce prostul și eu cu bola. Ia. Băi, băguită bola, mă. Bă, n-ai cum, mă. Hai, mă, ia. Așa. Ai, o bubuit. Bun, hai rapid, mergem să-i dăm bola. Hai, vii. Vai, și n-am Rex-ul. Hai, rapid. Hai. Hai, vine. Bun. Hai, rapid. Bun, mai o dată. Și încă o dată, dă-i, mai are 6 secunde. Mai dă-i o dată. Fugi, acum fugim. Acum rupem fuga, că vine după noi. N-am HP pe Rex, că n-am crezut că-mi dă așa mult. Mamă, și încă vine după noi. Cât mai are? 900, mamă, mai trebuie mult și bine, trebuie să ne întoarcem. Nu dai hit, nu dar nu scuipa. Bun, mergem acolo de unde i-am dat și dăm iară. M-a lăsat. Nu-i bine că m-a lăsat. Nu-i prea bine că m-a lăsat. Dar stai să mă duc aici și mă duc să-i fac iară bait, să-i dau bola. Hai, vină jos. Stai pe loc acolo. Băi, bola mea. Revinos, hai jos. Așa, vină jos. Bă, sper să se pună. Bun, s-a pus. Rapid, Rex. Și ar trebui să-l adormim. Rex-ul meu foarte puțin așa pe mare. Dei. Să nu-l dea cu foc. Mamă. Bine, las că-i dăm așa. 14 secunde. Adorme-mă odată ăsta, bă. Vai, cât de greu îl adormim. Trebuie să plec, că vine după mine iară. Nu, acum fuge. Ai, nu-i bine dacă fuge. Adorme oare? Adorme, cred că. Nu mai adorme. Unde fuge? S-a dus în jos. Trebuie să mă duc după el, neapărat. Hai, mă. Bun, hai, uite. Bă, nu. Uitați-vă unde s-a dus. Pai, unde s-o dus? Stați să mă la animalele astea aici. Stați că vine înapoi, cred că. Nu mai vine înapoi, nu? Acolo o să-ți ia, nu?
cum îl aducem înapoi, întrebarea. Bola n-am, cum să-i dau de acolo? Și nici nu pot să dau de pe ăsta, de pe Grifon. Pai! Dar bă, de ce am eu apă aici? Mă duc rapid să iau Grifonul. Nu cred că o să-l adormim. Cred că o să rămân așa până la urmă. Numai dacă mă duc după el, dar păi stai să-mi iau ăsta, să-i bag niște poțiuni de HP și la Rex. Nu prea mai am așa mult, îi dau la asta două. Mai dau una și restul bag în Rex. Că era să-l omoare. De să facem acolo așa puțin HP la Rex. 3, 2, 1. Bun, are acolo așa puțin. Hai să mergem acum după el. Hai, rapid să mergem. Știu, am o idee cum am putea să-i dăm somn. Dar trebuie să-l ducem de aici. Vine după mine oare? Fuge de mine. Hai să-l ducem într-o parte. Merge într-o parte. Așa, 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 așa. Perfect, perfect. Merge așa, merge, merge așa. Meri, meri, meri. Nu te duc în spate, mergi înapoi. Bun, să mergem puțin. Hai, nu cobor acum, e pe plajă. Fă-mă, Dumnezeu, la greșeală. Ai, 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 ai. Dar stai că vine jos, cred că. Hai jos. Mamă, n-ați văzut băieța aia. Hai, băi, dar e băguită bola, mă. Deci poți doar, dar doar nu ai poți să dau, ia. Perfect, gata, e a nostru. E a nostru. O dată. Și cred că i-a ajuns. Da, perfect. Doamne ajută. Am reușit să-l facem, băieți. Am reușit să-l adormim într-un final. Ia, ce mănâncă? Carne, perfect. Mi-am făcut de ăsta 600 de mii HP are, numai la început. Vă dați seama oare cât ajung cu ăsta? Cât de departe ajung cu el? E bun, avem și de prins de ăsta. Ei, băgăm asta. Bă, nu-i scade food-ul. De ce nu-i scade food-ul? Pai, intrăm o poțiune de aia de taming, oare? Nu știu dacă am poțiune de taming pe aici. Bine, băieți, mă duc să... Ia, ba, am tame helper de ăsta, nu știu dacă mă ajută. Dar cred că mă duc să caut eu. Mă duc să omor animale până îmi dă un taming potion de ăla. Da, vedeți, nu-i scade. Mă pun, băieți, mă pun să caut rapid un taming, taming potion de la verde. Mă pun să omor toxic animale și de chestii de astea. Stai să văd unde sunt pe hartă. Și revin când găsesc. Bun, revin când găsesc, băieți. Am avut foarte mare noroc, băieți. L-am găsit un animal aici toxic foarte aproape. Undeva pe acolo l-am găsit. Și acum să vedem dacă se face cu taming potion-ul ăsta. Hai, scade food-ul. Perfect, i-a scăzut. Doamne ajută. L-am făcut, băieți. Uitați-l acolo cum arată. De ce? Eu am crezut că e Phoenix ăsta, mă. Oare ce poate să facă? Deci dă cu foc. Mamă, e destul de fain animalul ăsta. Și ia. Na, e faină și cum arată. E faină, nu știu, e tare fain animalul ăsta. Bun, hai să vedem ce putem băga. Îi punem câteva puncte weight. Speed, e rapid de pe el. Nu e așa rapid, bun. Trebuie să-i băgăm și niște HP. Așa, 100.000 HP, cred că 100 milioane de HP ajunge. Uite, am băgat un punct în stamina, deși nu știu dacă îi scădea stamina, nu. Dar stamina îi crește la ăsta, nu-i scade, bun. Băgăm damage și speed mi-ar trebui pe el. Ceva e genul ăsta. Hai să vedem, e rapid acum? E mai rapid el. Nu prea dă damage. Ia. Tu nu faci nimic ca X-ul? Z-ul? Tu-i dreapta numai? Da, nu-i... Am crezut că o să fie mai OP. Nu-i cine știe ce. Dar nu contează, contează că l-avem. Așa că hai să ducem la bază. Și revenim de la bază cu animalul ăsta. Și cred că ne punem puțin și pe bază să lucrăm acolo la bază ceva. Că am făcut deja două animale. Poate dacă găsesc pe drum ceva animal mai face. Dar dacă găsesc... Aș face și un bronto de ăsta. Aș face un bronto de ăsta. Că știți că era tare OP și lua semen. Dar faza e că am stic... Sicur se numește, cred că da. Coasa am pe scurt, care e destul de OP. Uite animalul ăsta ce l-am temuit eu, hai să-l omorâm. Să vedem ce ne dă dacă l omorâm. Poate îmi dă ceva ce întâmplă dacă l omor. Cât HP mai are?
mai un dive. Hai să mergem în sus și... Apare nu s-a pus situl ăla. Mă, dacă o bubui ceva, nu știu ce. Hai să dăm dive iară. Bun. E acende dacă îi dau coleg. Nu am dat nimica. Ce e acolo în jos, mă? Ce faci așa urât pe aici? Ce bubuie? Dodo bubuitoare. Cred că un dodo bubuit. Bun. Mă duc la bază și revin când ajung la bază, pentru că nu cred că mai avem ce să facem pe aici. M-am gândit să ne pregătim așa puțin mai mult cu trancurile și să începem să ne facem narcotice. Pentru că noi nu avem loc narcotice, știți? Nu aici, unde e ăla? Aici. Să pun la făcut narcotice. Eu n-am deloc narcotice în baza asta, dar deloc. Am chestiile astea, primer, care nu știu dacă mă ajută așa mult, dar acum trebuie narcotice multe. Foarte multe. Hai să luăm de aici charcoalul de 6000, să-l punem la făcut și pe el. Uite așa. Și să mai punem niște cement la făcut cu niște sparg, cu niște sparg powder, perfect. Și acum se fac de toate aici, vedeți? Avem... Aia e faină, că se face tot automat. Și aici hai să mai punem niște... Dar mai trebuie, cred că, da, mai trebuie niște metal adus acolo. Hai să mai ducem două stacuri de metal. Să fac acolo, să avem chestii. Mulți s-au zis că vor să mărim stack-ul. Nu cred că o să măresc, eu zic că e suficient stack-ul ăsta care e acum. Adică e tot ce trebuie. Aveți pace să puneți în fiecare. Uitați-vă, aveți 1000 în Primal Smithy. Aveți sloturi să băgați dacă farmați mult sau așa. Și aveți cine în industrial. Nu cred că farmează nimeni foarte mult. Da, e faza. Bine, așa bine pare că avem sângele ăsta. Bine, avem de fiecare tip de sânge, vedeți? Avem de ăsta, de ăsta. Și unde e? Și alfa-ul. Și parcă aveam și de Apex. Nu mai am de Apex. Bine, o să lasă să omorâm niște animale, cred că. Dar înainte să omorâm, v-am spus, vreau să mergem să ne facem chestiile mai importante, cum ar fi narcourile. Noi n-avem deloc narcouri bune. Nu narcourile astea, vă dați seama. Narcourile din Primal Smithy. Astea trebuie să facem. Nu știu cât de bune îs, încercăm acum. Narco. O să începem cu astea. Facem câte putem. Uite. De fapt, da, deci am făcut 392 de astea și după o să mergem la astea la altie, care se fac destul de ușor, după astea, care se fac chiar ușor, și după astea cred că sunt Apex, Primal și Origin. Până la Origin mai avem mult, noi să ajungem la Apex aici, avem Apex cred că, nu? Da, o spun că acum să caut niște animale Apex, să omorim niște animale Apex aici prin zonă, neapărat. Ma, stai că nu pot să ies, am uitat. Îmi trebuie soul ca să ies cu ăsta. Da, să-l luăm în soul. Merge să căutăm niște animale Apex neapărat. Să vedem, am mai ceva sânge în el sau așa. Am alfa. Și cam atât. Bun. Mergem acum și revenim când ajungem la ăsta. La, cum se numește? Când ajungem să găsim un Apex sau ceva de ăsta. Am găsit aici un băiat. Nu știu, aia cred că străte acolo, nu? Străte de acolo. Da, trebuie să am grijă. Am găsit aici pe băiatul ăsta și din greșeală i-am spart chestii din bază, din greșeală. Aparent o să-mi sparge chestii prin bază și așa. Nu știu, faza e să nu-mi bag nici în vechile alea lui. Încă caut animal la mine, de-astea Apex. Nu prea găsesc încă nimic. Și mă duc să mă mai caut mai departe. Sper că nu pierd nimic pe acolo, că i-am spart din greșeală. Că n-am știu, n-am crezut că sparge grifonul prin pereți. Bun, hai să venim pe aici. Deci am căutat pe toată partea aia, n-am găsit nimica. Aici știu că mai are un băiat bază, cred că. De câte mă duc aminte, era unul cu bază pe aici. Dar văd că nu sunt prea multe animale. Am niște o broască. Plantele astea destul de useless. Pe aici parcă avea unul bază, nu? Uite, bază la băiat aici. Dar nu știu dacă e online. Dar nu e online, ok. Bun, să ne amărăm animale. Poate găsesc ceva Apex până la urmă, deși nu știu de ce nu le găsesc deloc eu. Alea Apex. Asta ce-i? Na, asta e autor. Mamă, cât HP are autorul ăsta? 90.000 HP. Bun, mă pun să mai caut mai departe, deși nu prea am găsit nimic încă și mă plimb de ceva, aia e faza. Nu știu de ce, mamă, what the fuck, ce-i asta, băieți? Băieți, ce-i asta? What? Girafă-i asta, what the fuck? Mamă, cât damage dă? Îmi dă mult damage pe focul ăsta. Îmi face HP-ul cumva. Deci mi-a creștea HP-ul de ardeam. Bine.
Haideți să căutăm, nu, animal apex, n-avem ce să facem. Am găsit, da, să mă uitați-vă aici ce am găsit. Am găsit alfa, toxic, am găsit și elemental hide ăsta. Tot ce n-am găsit a fost, cum se numește, de ăsta. Mama, am văzut polimer? Mama, am găsit polimer, perfect. Doamne ajută. Tot ce n-am găsit e apex, animal apex pe aici. De bază unui băiat iară pe aici. Bă, câte baze sunt pe aici, asta e baza lui Kirito, care și el offline. Bun, mamă, ce e ăla? Ăla ar trebui să-l omor, cred că, nu? Parcă îmi dă ceva bun. Ai, papagal, bine. Îmi dă ceva bun dacă îl omor? Nu. Bun, revin când găsim ceva apex sau revin de la bază direct. Dacă nu, unul asta este, nu rămâne fără. What the fuck? 17 de milioane HP, manticură, vai de capul meu. Aici văd animale toxic. Pe aici, nu știu, nu mi se spawnează mie apex-ul, n-am noroc eu, așa sunt eu. Mai ghinionesc când caut ceva. Așa că revin, dacă găsesc, dacă nu, asta este. Într-un final am găsit și eu primul animal apex. Bine, vă dați seama că n-am găsit un apex cum ar fi normal, un apex de level micuț. Am găsit, de level micuț, cu puțin HP, un animal mic ceva, știți? Am găsit direct un Indominus Rex de 1.200.000 HP. Așa că trebuie să-i dăm dive-uri până-l omorâm. Mai are 60.000 HP, nu mai are așa mult oricum. 300.000, mai două dive-uri. Trebuie să-i dăm pe ăsta. Dacă mai dăm niște hit-uri normale. Și te rog, dăm Alpha Blood. Așa, Apex, bun, perfect. Doamne ajută, într-un final am găsit. Uitați-vă, uai, ce e ăla? Ăla e Dodo Zombie? Sau cum se numește? Dodo Wyvern, mamă. 231.000.000 HP, bă, ce dracu sunt animalele alea. Bun, revenim de la bază cu sângele și cu astea să facem mai departe. Așa, am ajuns și la bază. Acum punem astea aici. Am uitat că am pus niște gloanțe la făcut, așa că trebuie să le punem la făcut iară. AP-urile astea, trebuie să le punem la făcut, să avem mai multe gloanțe de ele. De AP, mă refer, bun. Hai să băgăm tot ce am luat aici. Așa, în afară de astea. Astea alte le băgăm, uite aici. Așa. Cazul nu se consumă. Bun. Acum, hai să vedem cum o ducem cu narcoticele. A, trebuie să facem wire-ul nou ăsta. Da, da, da. Îl luăm și îl facem și pe el. Am uitat de el. Bun. Hai să facem narcotice. Astea acum trebuie să vină la rând. Bun. Cred că 411. După trebuie să facem astea. Asta se fac destul de ușor. Și după astea. Și după, până la Primal, trebuie să găsim animalul Primal, dar aia o să facem în episodul viitor când facem Primal și de-astea. Că, hai să ne conducem și cu ferma și să punem la făcut pouul ăsta de dragon. Să vedem cum o să fie și așa. Și după trebuie să mă pregătesc, că deja e unul, trebuie să vă pun clipul la vreo 2:30. Sau ceva, mama, am trecut de fermă. Da, am mai crescut puțin, perfect. Trebuie să mă pregătesc, trebuie să mă pun să fac aia de event. Pentru că azi v-am spus, azi e de eventul. Și trebuie să știe mai mult că e event așa. No, bun. Ba nu, hai să mai facem unul de mai mult. Că deja avem destul, o să-l facem episodul viitor. Sper că l-am făcut băieții episodul de astăzi. Și noi o să ne revedem iară mâine cu eventul ăla Blanaor. Dacă o să fie event astăzi, mâine o să aveți episod cu event. Și poi mâine o să aveți un episod șmecher rău, pentru că mâine iară o să trească să filmez mai multe chestii și așa. No, sper că v-a plăcut, eu am fost Shadow și ne revedem data viitoare, băieții, pa, pa!